ajuns acolo, am făcut un antrenament dimineața, un antrenament după amiază și a doua zi a început concursul. La României de juniori, de caiaca noi, care am câștigăm de 30 de ani. Am venit cu trofeul, l-avem sus, putem să vi-l și arătăm. Și ne făcând antrenament, copiii au fost în vacanță și am luat de acasă, de pe drum. Așa se face performanță, din păcate. Și cât s-o mai face, că nu știu dacă se mai poate face, adică nu se poate face sigur în condițiile astea. Ei nu știu problemele astea, niciodată nu le vor ști și nu le-au știut niciodată, că de greu a dus-o clubul. Ei n-au știut, n-au simțit treaba asta. N-au cum să simtă treaba asta și nu vreau să simtă treaba asta. Așa că le puneți întrebări care n-au răspuns. Clubul sportiv școlar trece prin clipe grele, începând în 1 aprilie. Nu primim indemnizația de masă pentru copiii din clubul sportiv, elevii sportive ai clubului sportiv Orșul, atât ca notari cât și ca ea ca noi. Baremul de masă este de la 15 lei la 25 de lei pe zi, în funcție de performanțele copiilor și de gradul de dificultate al antrenamentelor. Avem datorii foarte mari la masă, pentru că nu s-au mai plătit bursele școlare. Avem marea șansă, în perioada respectivă am avut marea șansă că cluburile Steaua și lotul acela de junior de federația ne-a mai sprijinit, dar s-au terminat finanțarea și de la ei. Am făcut o selecție în județele Botoșani, Suceava, Piatra Neamț. Am descoperit, am selecționat în jur de 30 de copii pe care nu am putut să-i aduc la clasele speciale de sport de la Liceul Traian Alescu, pentru că nu avem finanțare ca acești copii să aibă gratuit această masă. Această bursă școlară de 15 lei, de 20 de lei, de 25, oricât ar fi, să putem trece prin acest impas. Datoriile sunt foarte mari, furnizorul de masă nu ne mai oferă masă, pentru că n-am plătit din aprilie, iar acum trecem prin clipe grele, neavând această masă. Da, într-adevăr, de 10 zile, aflând biserica Tabor din Orșova, le mulțumesc mult de tot, asta este, mi-a fost jenă să fac lupasul ăsta și am dus copiii încolonați la biserică și le-am dat mâncare, un prânz. Că mic dejun ne-a oferit altcineva și cină. E normal să se facă performanță, sportul nu este ajungă... Dumneavoastră, ce credeți, că mă știți de atâta timp și mă ne știe toată țara, că suntem primul club din România de canotaj și caiaca noi. Cu campioni mondiali olimpici. Avem medalie la Rio. La ultima olimpiadă, 4 din fetele sau 3 din fetele din marca de 8 sunt de la Orșova. Campioni mondiali, europeni, avem peste tot. Ăsta e finanțarea pe care ne-a acordat-o Ministerul Învățământului și Ministerul Sportului. Am fost de nenumărate ori. M-am plâns acolo, am discutat, m-am rugat, mă scuzați că uneori m-am și umilit. I-am rugat, vă rog frumos, dați mâncare la copii, nu vrem altceva. O bursă de 20 de lei pe lună, ca să putem ține acești copii în viață. Și vă mai informez că argumentul meu convingător este următorul. Neaducând acești copii, vor dispare 4 clase de la Liceul Traian Alescu, 2 clase de la Școala Generală Panfil Șeicaru și o clasă de la Liceul de Marină. Va să zică, Orșova va pierde în jur de 250 de copii. Vor dispărea catedre, vor dispărea ore, vor dispărea, vor fi destine care vor avea probleme. Asta e marea problema noastră. Noi nu avem copii din Orșova, nu avem copii din toată țara. Și acești copii trebuie întreținuți. Ni s-a sugerat de către anumite persoane greșit, care nu se pricep la sport și să-l facă de treaba lor, să-i punem pe acești copii să plătească. Lucru care nu sunt de acord niciodată. Eu cât o mai fi pe aici, nu o să fiu de acord să le iau banii acestor copii. Exclus. Să plătească cartela care e jur de 300 de lei, 350. Pe nu mai vine nimeni. Să-l pun la muncă, să susțină un efort prelungit și să-l pun să și plătească. Ce înseamnă hrana? Hrana înseamnă ceva vital, ceva firesc, ceva normal pentru tot omul. Ar pentru sportivul care face efort și care trebuie să facă efort pentru ca să ajungi la performanță. Că nu s-a inventat încă, niciodată n-a inventat nimeni pe planeta asta o metodă de a ajunge la performanță fără efort fizic și fără chin și fără muncă. Bineînțeles că trebuie susținerea energetică necesară și caloriile și tot ce trebuie nutriție, ce ține de nutriție să fie asigurată la nivelul corespunzător. Da, noi avem ceva probleme cu alocația de hrană din partea
clubului, pentru că sunt niște sincope, nu le-am înțeles, nu le știu, financiare. Din fericire pentru noi, situația nu stă chiar prost datorită faptului că Federația Română de Canotaj ne ajută și ne sprijine și toți sportivii noștri sunt preluați de Federația Română de Canotaj, dar nu e un lucru tocmai normal ca tot suportul financiar să fie în cârca Federației Române de Canotaj. Datorită faptului că suntem validați ca cel mai bun centru din țară și avem oarecum, am câștigat respectul pe plan național și implicit al Federației Române de Canotaj, știind că lucrurile se întâmplă oarecum într-un mod normal, firesc și serios la acest centru, încearcă să ne ajute pentru a nu trimite copiii acasă, pentru că copiii care vin în selecții se știu, care vin din selecții, care vin în sportul nostru, care vin în curtea noastră, se știe că sunt din toată țara și au nevoie de susținere financiară, pentru că părinții nu își permit să plătească casă, masă, mai ales la nivelul cerut de înalta performanță. Avem câteva luni bune, din primăvară, din luna mai, iunie, iulie, sunt luni, n-am plătit, nu s-a plătit, n-au venit bani, nu am avut buget, nici măcar cheltuielile care le-am făcut cu competițiile aferente, competițiile minime, adică campionatul național, am fost în deplasări, am mâncat și am fost cazați pe promisiuni, telefoanele curg în fiecare săptămână, dacă nu de două ori pe săptămână, și noi nu reușim să ne plătim datoriile. Cine trebuie să ne dea? Ministerul Învățământului, că noi suntem club școlar și aparținem de Ministerul Învățământului, prin inspectoratul școlar, județean. Acum, unde s-au întâmplat rupturile, de ce s-au întâmplat, de ce n-au venit banii, de ce nu suntem bugetați de atâta vreme, a noi am tot făcut noi, conducerea clubului, au tot făcut diverse analize, diverse cereri, diverse referate, diverse propuneri, diverse, haideți domnule să facem ceva, să fie treaba, dar n-am reușit. Deocamdată se vede că încă n-au venit banii. Noi încă suntem în sincopa asta, încă mă sună pe mine furnizorii care ne-au servit, unii au mers pe încredere, ne cunoaștem de atâta vreme, mă cunosc de atâta vreme și uite că nu m-am făcut de rușine în țară. Ne-am făcut așa de rușine. Ar fi păcat ca un club de factura, de calitatea celui de la Orșova să dispară, că el va dispărea în moment ce bani nu sunt. Totul a pornit de la un program pe care noi îl avem, se numește After School. Primim copiii din oraș pe care părinții vor să-i lase în grija noastră aproximativ 3 ore peste săptămână timp de 5 zile. Unul dintre copiii noștri este în clasă cu fetița doamnei asistentă de la club. M-a sunat doamna și mi-a spus dacă putem să-i ajutăm. Mi-a spus nu pot să iau hotărârea singur, trebuie să vorbesc cu bordul de conducere. Am avut o ședință și în ședință, când am discutat, toată lumea a fost de acord 100%. Am stabilit un program de aproximativ 10-12 zile să le dăm câte o mâncare, un prânz cald cu 3 feluri. Și așa i-am primit cu bucurie, doar le-am sugerat ceva care cred că le-ar fi fost de folos și pentru ei și pentru noi. I-am zis, aș vrea fiecare întâlnirea noastră să înceapă cu rugăciunea Tatăl nostru și să se gate cu rugăciunea Tatăl nostru. Și așa i-am primit cu bucurie și până astăzi am putut să-i hrănim. Eu cred că România are potențial, suntem o națiune de oameni destul de, să spun așa, apropiați unii de alții. Cred că resurse ar fi, nu cunosc în profunzime situația și contextul cum au ajuns ei acum, dar noi suntem învățați, așa trăim, să întindem mâna spre semenii noștri, spre cei din jurul nostru și am făcut-o cu drag și o facem cu drag, nu așteptăm nimic în schimb, doar vrem să știm că ei sunt bine hrăniți și că pot să-și facă, să spun așa, plăcerea aceasta care au pentru o vreme, să reprezinte țara noastră, acolo unde vor merge, fie că vor fi în România, fie că vor trece peste hotare, important este să fie bine hrăniți. Din păcate se face performanță pe datorii. În luna octombrie am avut ultima competiție, Cupa României de Caiaca Noi pentru juniori, la care
era să nu ajungem după 30 de ani de când clubul nostru o câștigă. Din fericire am reușit să participăm, dar fără antrenament ne-am dus, am adunat copiii de pe drum, de la Balj, de la Slatina, i-am adunat în microbus și ne-am dus la Bascov. Am reușit să facem două antrenamente, iar în următoarea zi a început competiția. Din fericire pentru noi am câștigat-o și de data aceasta, dar din păcate pe datorii. Am găsit sprijinul unui om din Pitești, de la Casa Andrei, care ne-a primit și ne-a ținut pe mâncare și cazare ca să putem participa la această cupă. Din luna mai iunie nu am mai primit bani de masă pentru copii. Avem datorii de aproape 300.000 de lei. Nu am reușit să mai achităm din luna aprilie facturile de masă ale copiilor. Din această situație, în septembrie, având colegii mei fiind plecați în selecție, au selecționat copii care nu am reușit să-i aducem la Orșova pentru că nu avem cu ce să îi susținem. Când acum am reușit să le oferim o masă, dacă se poate numi așa, avem 6 copii la lotul național și 12 copii la dubla legitimare cu Steaua București, iar pe banii acestor copii, 12 cu 6 pe banii 18 copii, au mâncat 48 de copii. Nu avem ce să facem, trebuia să aducem copiii la școală. Începuse deja școala din septembrie, noi am venit în octombrie cu ei, trebuiau să-și ia note, trebuiau să-și dea tezele. Nu avem ce să facem, ne chinuim. Dacă situația va rămâne așa, ne vom desfița. Noi nu avem cum să mai aducem copiii să-i susținem, nu mai avem cu ce. Sau putem să facem performanță, între ghilimele, că nu se poate spune performanță, cu copiii care îi avem în oraș. În primul rând trebuie să înștiințeze directorii să facă oficial lucrurile astea. Și eu nu știu de ce au așteptat atât de mult, de ce nu au anunțat în timp util despre situația asta. Oricum, vă dați seama că în momentul în care vom avea anunțul ăsta în mod oficial, vom face și noi toate demersurile necesare către minister ca să rezolvăm problema. Știați de situația asta? Am fost înștiințată verbal, dar de vorbe și într-o vizită de 3 minute a directorului în cabinetul meu, vă dați seama că lucrurile astea trebuie făcute oficial, deci prin înscrisuri. Care au fost cauzele care au dus la deficitul ăsta, cum și-au proiectat bugetul, ce cauză nu au fost alocate fondurile necesare. Pentru că, în mod normal, bugetul trebuia proiectat pe tot anul, așa fel încât să ajungă până la sfârșitul anului, eventual cu rectificări. Și ei trebuie să ne științeze oficial și vă dați seama că în situația în care vom ști exact despre ce e vorba, vom face demersurile care vin de aici.